Ședința de Consiliu ținută astăzi de aleșii locale a clarificat situația legată de evenimentul de pe 21 mai. Din pricina contestațiilor, ziua Constanței a fost anulată. S-a anulat procedura, nu o vom relua. Punct. Adică nu o să mai avem ziua Constanței? Da, anul acesta nu vom avea ziua Constanței. Nu că am fi avut-o anul trecut. Da, cu doi ani. Legală pentru care s-a luat această decizie există, domnule viceprimar? Sebi. Poți să faci presiune asupra cum vrei tu, nu asupra mea. E voința mea politică, fă ce vrei. Licitația pentru organizarea evenimentului a fost câștigată de Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, iar primăria aloca pentru această acțiune 600.000 de lei. Membrii Asociației Hara sunt ferm convinși însă că licitația nu a fost câștigată cinstit, motiv pentru care au depus două contestații. În cele din urmă, evenimentul a fost anulat.